Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți din nou la Open TV. Așa cum am anunțat și ieri, invitatul de astăzi este primarul Nicolae Barbu, pentru care foarte mult de lucru, foarte multe probleme. O să intru direct în subiect cu domnia sa. Bine ați venit, domnule primar, din nou. Bună ziua, era un film Dacă e marți, vine. Dacă e marți, e Belgia. Belgia, da? Da. Așa e, Dacă e marți, vine primarul. Nu, am foarte multe și informații pentru cetățeni, pentru că e bine că prin intermediul postului dumneavoastră de televiziune reușesc să comunic cu cetățenii care nu pot ieși din casă, pe care nu-i găsesc pe stradă, pe care nu-i găsesc prin locurile unde ușor, ușor trebuie să mai mergem prin oraș. Spre deosebire de toți ceilalți pe care îi îndemn să stea în casă, administrația trebuie să funcționeze. Domnilor și domnilor, puteți să-i adresați întrebări primarului pe adresa de Facebook Open TV. Întrebările noastre vor ajunge cu siguranță în timpul emisiunii la domnul primar și după emisiune le va citi domnia sa și vă va răspunde. Domnule primar, să începem cu cei mai ușor. A început demararea proiectului transfrontalier de asfaltare. Foarte, foarte mulți nemulțumiți. Că de ce de două săptămâni s-a râcâit Mihai Viteazu și că e praf și că circulă mașinile? Vedeți, noastră... De ce nu asfaltați repede pe Bulevardul București unde deja s-a râcâit și așa mai departe? Are și această pandemie partea ei bună. Se pot face investiții în oraș pentru că nu avem un aflux mare și o circulație mare a autovehicolelor în oraș și nici a oamenilor. Și asta e un lucru bun. Adică nu creează acel disconfort și pentru unii și pentru alții. Și firmele lucrau greu, trebuia să semnalizeze, treceau șir de mașini, era greu să lucrezi cu mașinile, se făcea praf. Faptul că nu mai avem o circulație așa de intensă e un lucru bun. Vedeți că se lucrează și pe șoseaua București, pe șoseaua București, tronsonul de la spital spre pasarelă. Cealaltă parte, în condiții normale, nu reușeam niciodată la traficul de tiruri care exista. Da. Și de turisme, ușor, ușor, lucrul acesta a făcut posibil ca să înceapă și bordurile pe acel tronson. Am speranța că până de Paști tronsonul de la spital și până la Steaua Dunării se va asfalta. S-au pus tot, deci ridică capacele și acum o să intre zilele acestea, o să intre la asfaltat. Da, să merge repede. Ușor, ușor răzuie și curăță și ridică capacele și gurile de canal pe tronsonul șoseaua București de la postcontrol și până la Remuș. La fel, aceeași firmă are acel tronson, deci cum termină șoseaua pe partea de Mihai Viteazu de la spital și până la Steaua Dunării, vor intra pe tronsonul acela. Spuneam că beneficiem de condiții bune acum și vremea este prielnică, se lucrează și până ansamblu 1 și ansamblu 2 în Ramadan, s-a turnat asfalt. Firmele au înțeles că trebuie să muncească ca să aibă bani să-și plătească oamenii. Și oamenii au înțeles că trebuie să vină la muncă. E o oportunitate ca să lucreze, s-ar putea ca într-o anumită perioadă să reseteze toată economia și să se oprească o perioadă de timp. Și atunci, atât cât ne permite legislația, cât încă nu suntem în nivelul acela de pandemie și de răspândire a virusului de o amploare agresivă și la nivelul întregii țări, încă se poate lucra în construcții, încă se pot face lucrări. Ei au înțeles că trebuie să lucreze, vin Paștele și sărbătorile de Paști și la ei. Dacă muncesc, vor avea salarii și automat vor merge cu banii acasă. Cheltuielile s-au mărit în perioada aceasta și oamenii au nevoie mai mult ca niciodată de bani. Și am văzut o altă abordare a oamenilor. Poate că criza aceasta economică care apare ușor, ușor, unii spun pe nesimțite, nu, se resimte în multe domenii de activitate, a venit și cu partea bună. Ușor, ușor oamenii își dau seama că nu mai pot merge pe principiu nu-ți convine, mă duc la celălalt, că e nevoie de forță de muncă. Da, acum există, acum sunt foarte puțini angajatori. Este o cerere fantastică de locuri de muncă și oamenii își văd, cei care au aceste locuri de muncă, își văd periclitate posibilitățile de a rămâne dacă nu muncește cum trebuie. Și acum am văzut o schimbare. Și iarăși un lucru bun, că suntem tot de lucrări și tot,
Am fost hulit când am spus că societatea Giurgiu Servicii Locale va angaja zilier persoane care au rămas fără loc de muncă din diverse activități care s-au închis. Voiam să vă întreb, câți aveți până la urmă? Și care primele zile n-au le asigurăm zilieri. Nu, în prima zi au venit puțini, în a doua zi ieri au fost 10 sau 12 persoane, astăzi sunt peste 20. Nu fac o muncă sub demnitatea unui om. Deci nu îi ducem la canal. Și acolo este activitatea pe care o fac tot oamenii. Curăță de pe întreg teritoriul municipiului Giurgiu doar materialele reciclabile. Discutăm de plastic, hârtie, PET. Dacă n-am putut să facem acea curățenie de primăvară și pe care noi o realizam cu voluntari, în acest moment acești oameni plătiți vor face acest lucru. Și să știți că cantitățile de deșeuri reciclabile este de neimaginat. Da. O să vedeți, astăzi o să postăm pe site-ul primăriei ce s-a colectat ieri și ce se colectează astăzi. Și o să vedeți munți, munți, munți. Dar este un lucru bun, până la urmă reușim să le dăm posibilitatea oamenilor să muncească, să-și câștige pâinea necesară traiului, să-și câștige niște bani cu care să-și cumpere la sfârșitul zilei sau la o zi, două, să-și cumpere ce au de cumpărat. Și automat să facem și curățenie în oraș. Am văzut prin oraș un nou stil de deșeuri. Acum, în perioada de criză, mănuși de latex și măști aruncate. Normal, acestea ar trebui, fiind un mijloc de protecție personală, e bine să nu le aruncăm chiar alandala, adică să avem fiecare acasă o pungă la intrare și când am venit aruncăm masca dacă e de unică folosință, aruncăm mănușile fără să atingem cu mâna partea exterioară a mănușii și trebuie să mergem automat să ne spălăm, să ne schimbăm hainele. E bine ca acele haine să fie puse în alt loc decât unde le luăm zilnic. E bine să stea acolo, nu unde ținem hainele, să stea măcar o zi, că prin acest lucru ușor, ușor virusul dispare. Da. Ca să poți, dacă eu o haină care o folosești a doua zi, să nu se amestece cu celelalte haine pe care le avem. Sunt măsuri care trebuie să le luăm. Da, vrem, nu vrem. De măsurile pe care trebuie să le luați. Municipalitatea a pus preșuri la fiecare scară de bloc, a oferit locatarilor și clorul necesar să-l pună pe preșurile alea. Mulți întreabă acum, se fac dezinsecțiile scărilor, încep dezinsecțiile scărilor, acum dezinfecțiile pe dezinfecție, scările de bloc. Urmează dezinsecție, săptămâna viitoare. Mulți sunt nemulțumiți. Când depuneți dozatoarele de... Da. Haideți să vă spun. În lege nu spune nimic de dozatoare pentru gel dezinfectant de mâini. Spune dispozitive pentru dezinfectare. Toată lumea a luat ca idee, și eu ca primar la fel am luat, și am spus, dom'le, trebuie să luăm dozatoare. Am intrat pe piață, ce găseam seara la un preț, a doua zi la prima oră după ce a apărut în monitor, de 4 ori mai scump. Și v-am explicat, da, trecut exemplu, era 5 euro litru, am ajuns la 20 de euro. Am discutat între primari, am vorbit cu doamna prefect și am spus, doamnă, hai să citim legea. Nu spune nimeni de mână, dar nu a spus nimeni. Un dispozitiv ca să facă dezinfecția și dacă... Mă întrebați și ați spus, pe bună dreptate, doamna prefect, dacă mă întrebați pe mine, mai bine îți dezinfectezi bocancii, exact. Da, da. Pentru că mâna ai tot timpul tendința să o protejezi. Ai mânuși, ți le arunci, dar bocancii mergi cu ei pe peste tot, mergi pe un spații care poate să treacă cineva să fie strănutat și atunci să fie virus la nivelul solului, pe o suprafață, eu știu, mai lucioasă și e bine să dezinfectezi într-o soluție de clor. Am discutat și cu primar în țară și am luat decizia să cumpărăm repede, fără vorbe prea multe. Toată lumea s-a agitat să producă și să aducă oferte bogate de dozatoare. Erau dozatoarele acelea de săpun lichid, da. Pe care aveam intenție să le cumpărăm. Costa 20 de lei. Astăzi le-am văzut că 140 de lei. Deci, doamne, același dozator. Uitați-vă noastră, intrați pe EMAG, intrați pe toate site-urile acestea care vând online și o să vedeți o creștere fantastică. Da. Și atunci am zis, hai să luăm preșulețe. Fără prea mult antam, am comandat la fabrică direct și am luat cu 13 lei covorașul. Astăzi am primit două oferte. Una de 53 de euro. Dom'le, am dat 3 euro pe el. Una de 53 și unul și mai frumos de parcă am luat acolo, 142 de euro. Bine,
covoraș, pe o tăviță de inox, cu covoraș, nu știu ce-o fi avost acolo, scria acolo butoane roșii și galbene, te-ai călcat bine, n-ai călcat. Dom'le, trebuie să fii nebun în țara asta și să speculezi chiar, bine, nu-i tâmpit cine cere, e tâmpit cine dă. Cine dă, exact. Dar uitați-vă de la o zi la alta, pentru că au aflat și ei că s-a luat decizia la nivelul primăriilor din țară să nu mai cumpărăm dozatoare de mână. Sau cine a cumpărat să ci le cumpere în timp ușor și să cumpărăm și să punem covorașe, s-a acceptat ca acest mijloc de dezinfecție și în momentul acesta au explodat și prețurile la covorașe. Toată lumea, vin oameni cu bani, cumpără tot și vin pe piață. Și zice, n-ai de unde să iei de acolo. Pățim ca la mănuși, pățim ca la măști, exact. Pățim ca la combinezoane. Ce cumpărai înainte cu 10-12 lei, acum cumperi cu 80-90 de lei. Dom'le, același produs, aceeași muncă. Asta e. Cum? Deci lucrul ăsta l-am rezolvat. Cum rămâne cu dezinfecția pe străzi și pe trotuare? Bun, ați cumpărat substanțele, ați dat o grămadă de bani pe substanțe din bugetul primăriei. Apare pe ministerul, pe site-ul Ministerului Sănătății o nebunie, o aberație totală. Nu e eficient. Dom'le, hai să vă spun o treabă. O fi și țara asta cum este, dar sunt și mulți nebuni lăsați liberi să-și dea cu părerea pe la toate posturile de televiziune sau mai mult pe online. Haideți să fim realiști. Să o luăm din străvechi așa. Dom'le, clorul. Dezinfectează prin însăși natura lui, prin forma lui de a fi, în concentrația care e nevoie. Deci dezinfectează. O dezinfecta sau o realiza o curățenie și apa oxigenată, hidroxidul de hidrogen. Deci, dom'le, hai să fim realiști. Au încercat mult să facă tot felul de eu știu, mai mult parte mediatică decât efectiv lucru benefic. Eu zic că nu a ajutat, dar când faci un lucru cu o valoare de 100 de lei și el are impact de un leu, sau când faci cu valoare de impact mediatic, mă refer, și când faci cu unul de 10.000 de lei, cu impact mediatic de 80%. Să zice, bă, mă duc mediatic, uite ce lumea. Da, înainte de alegeri, ia uite ce face primarul ăla. Dă cu elicopterul cu apă oxigenată de sus. Apă de ploaie. Apă de ploaie, credeți-mă. În lumea asta, dacă ar fi fost o metodă brevetată, acceptată, o făceau toți. În țările astea dezvoltate, stropeau cu elicoptere, dacă era o variantă ok. Dar nu este. Și atunci au tot fost tot felul de discuții. Să luăm la Giurgiu elicopter, vom fi primii. Și dacă suntem primul și e apă de ploaie, ce? Ploaia o aduce Dumnezeu, nu o dăm noi cu elicopterul de sus. Și mai plătim și bani pentru ea. Bine că n-au spus. Hai să vedem cum facem. Dăm cu elicopterul cu apă și după aceea strângem virusul cu lopata. Dacă reușim să ne protejăm pe noi, dacă vom crea în cadrul unde suntem în comunitate, într-o comunitate cu oameni mai mulți, să creăm un mediu cât de cât steril, un cât de cât protejat, ușor, ușor ne vom proteja, îi vom proteja și pe cei din jur. Asta nu înseamnă că trebuie acum, cum arătau, mergem în București. Da, au făcut poze, au îmbrăcat 150 de oameni. Ce înseamnă pentru un sector din București? 150 de oameni, 150 de atomizoare, 150 de nu știu ce. Au ieșit pe stradă, ce frumos e București, nu știu ce. O căruță de bani și până la urmă e efectul care l-avem efectul, și noi aici. Exact. Cu bani mai puțin, că dacă am avea bani mulți. Domnul Diaconescu, ține și de posibilități. Uitați-vă că Bucureștiul au cumpărat unul, două, fiecare sector și a cumpărat câte un tund în acela mare, e 68.000 de euro. Dacă ne apucăm să-l facem, poate ne costă 20 ceva. Dar ți-l aduce omologat cu tot ce este, dai banul și te apuci de treabă. Că nu mai stă Bucureștiul și orașele mari, nu mai stau să gândească că o fică. Dau cu banul, dau că asta banul, este. Da. Au și de unde. Când n-ai deloc și când vezi că nu-ți închizi bugetul de la lună la lună și acu e bine, o să vedem luna viitoare că va fi mai rău. Atunci trebuie să fii realist și să gândești și în funcție de ce bani ai. Haideți să... Și în casa uneia. Am posibilitate, îmi iau cea mai bună substanță și îmi dau, sau n-am posibilitate, îmi cumpăr hipoclorit și îl diluiez și îmi dezinfectez cu același efect. Da. Da, cu un pic de muncă. Da. Domnule primar, cu hrana. Tot la bani ajungem. Pentru cât sunt pe lista de la DSP și le duce DAS-ul hrană, câți duceți la izolați, carantinați și așa mai departe? E o întrebare pe care văd că o pune aici Mihaiță Grigore. Hrana pentru cei izolați în carantină și autoizolați. Aici vă explicam și acum o săptămână. Apare o discrepanță foarte mare în informații între momentul când oamenii intră în izolare și când sosește la DAS situația
cu persoanele care sunt în izolare. Noi nu putem să mergem, chiar dacă ne dau telefon, noi nu putem să mergem acolo atâta timp când nu e trecut în lista DAS-ului. Pentru că altfel oricine poate să sună, ce domne, sunt în autoizolare. Am venit eu de la București și vreau pe 2 săptămâni să stau acasă. Să nu ești trecut în, să mănânc gratis, da. Nu ești trecut în lista DAS-ului, nu poți primi. Adică eu, te decontează acele, acele cheltuieli și până la urmă sunt verificați acești oameni pe baza dispozițiilor de la Direcția de Sănătate Publică. Vă spuneam că ne apar situații și după 6 zile și după 7 zile că au intrat în izolare. Omul acela așteaptă mâncarea de-a doua zi. Eu vă spun că primesc pentru 14 zile indiferent când ajung, oamenii la ei. Da, numai da, că nu ajung chiar în momentul în care intră în izolare. Pentru că ține de această comunicare. De la punctele de frontieră, de la polițiile din zona respectivă, până ajung în zona aici la Giurgiu, la ISU. ISU trimite la DSP-ul. DSP-ul centralizează până îi trece pe fiecare comună, până îi înregistrează. Nu e simplu, e un Excel destul de amplu, cu multe informații. A, și ajunge informația și după 6 zile, cum spuneți. După oamenii așa și-a uitat pe unul pe listă, l-a uitat. S-a încheiat și omul țipă acasă că nu are. Deci avem până acum peste 500 care am livrat deja. Dar în ultimele zile ne confruntăm cu un aflux peste posibilitatea noastră de a o gestiona în momentul acesta. Adică ne vin peste 100 și ceva de persoane. Gândiți-vă pe că zi? Pe zi. Gândiți-vă că trebuie să pregătești aceste alimente. Nu e un produs care îl iei și l-ai dus grămadă. Trebuie să-i duci. Acum am simplificat un pic. Înainte aveam vreo 27-28 de produse. Pe baza legislației, că nu poți să-i duci ce vrei, nu e cadou, nu e ceva, trebuie să-i zici câte norma de hrană de 17 lei, ce poți, un meniu, îți stabilești un meniu și produsele alea pe 14 zile în meniu ăla trebuie să le faci, să le aduni pe toate zilele și să le compactezi. E foarte greu. Acum am simplificat un pic, ne-am dus pe un pachet de maxim 12 sau 14 produse. Produse de bază și atunci își pregătește persoana respective cu acele produse. În această perioadă trebuie să pregătești sacii respectiv, să cântărești, să pui toate produsele într-un sac. După aceea, sacii respectiv să etichetezi și să îi mergi cu alte echipe, cu mașini și să mergi în fiecare locație și să-i distribui. Care e capacitatea primăriei de a rezolva pachete pe zi, să zicem? Încercăm să ajungem la 100. Acum am rezolvat 80 pe zi. Dar încercăm să ajungem la 100. 100... să putem să și distribuim. Avem 3 mașini. Gândiți-vă că și acele persoane nu poți să iei pe cineva și să-l obligi să meargă să distribui. Are și el acasă familie, nu e în fișa postului, zice, domnule, nu mă duc. Și nu poți să-i faci nimic, are dreptul lui. Trebuie deși au combinezoane. Au tot ce le trebuie, deci combinezoane, mănuși, mască, tot ce le trebuie. Dar nu, o să le luăm și viziere acum. Deci nu poți să-l obligi. Atunci am acceptat să luăm și de la poliția locală, să luăm și de la DAS mașina cu personal. Ne-au dat și cei de la GEP, de la uzina termică, ne-au dat și ei o mașină cu personal. I-am echipat și astăzi 20 de persoane le-am echipat ca să meargă pe teren și să ducă această mâncare. Nu e simplu, trebuie să urci la etajul 3, la etajul 4, o persoană acolo, 2 în altă parte, 3 în altă parte. Adică atunci când ai 100-120 de persoane, gândiți-vă că sunt cel puțin 40-50 de locații. Pe lângă aceste persoane, mai aveți o echipă consistentă de voluntari. Să știți că am ei o părere foarte bună și mă bucur de ei. Mă bucur pentru tot ceea ce majoritatea fac. Majoritatea sunt tineri. Sunt în grupul lor. Sunt și în grupul celor care sprijină financiar și care merg la... În toate grupurile sunt. Și voluntarii care identifică persoanele vârstnice și persoanele cu grad de risc privind alimentația. Și voluntarii care primesc toate informațiile vis-a-vis de persoane care trebuie să-și facă cumpărături în vârstă, n-au netransportabile, care n-au posibilități și atunci intră pe altă listă să li se ducă un sprijin financiar, un sprijin în alimente, din donații ce avem. Dar sunt toți tineri și așa de frumos cum lucrează. Mă duc eu, lasă că te duci tu. Suntem doar 10, aseară am văzut un comentariu, din 40-50 sunt doar jumate care percutează, toți ceilalți n-au avut niciunul. S-au scris doar voluntari să zică că le dă bine.
au început, las că mă duc, știu, așa e, n-am putut, că am avut... Eu le văd comentariile. Da, da, da. Și știu să scrie repede mesaje, să duc, dar ce e bun că au răbdare. Au răbdare pentru că sunt persoane... Ei trebuie să și verifice acolo unde duc. Deci, pe lângă asta, mai sunt și cazuri, și cazuri. Sunt persoane care sună să li se aducă alimente sau să meargă să le facă cumpărături. Și să duc prea comanda și la un moment dat, sau alte persoane sună. Știți, am și-o pe mama, nu poate, săraca, nu știu ce, pute să merge și gata, preia repede mesajul, să duc și nu. Și la un moment dat discută. S-a întâmplat cuiva din grupul acesta. Și a început, discută cu el, zice, da, fata e departe? Nu, mai, că e pe tineretului. Păi și n-a putut să vină? Păi dacă tot aveți serviciul ăsta, de ce să vină fata? E o chestie de... Da. Aici e iarăși o problemă de înțelegere. Dacă e gratis, oricum, hai să iau și eu, să fie acolo. Nu e simplu să faci activitate de voluntariat. Și încerc să le spun și cetățenilor. Dacă aveți un părinte, dacă aveți un cunoștință, dacă aveți pe cineva care vă este drag în oraș, încercați să fiți dumneavoastră voluntarul acelei persoane, să ajutați dumneavoastră acea persoană. E simplu să intru pe net, m-am rezolvat treaba, m-am spălat pe mâini, am trimis-o la primărie, nu mă duc eu la mama, las că să duc copiii ăștia să-i ducă. Da, da, da. Sunt lucruri care trebuie și dacă fiecare în blocul respectiv reușim să identificăm ce persoană avem aflată într-un grad de risc, automat, nu poate ieși, nu se poate deplasa, copiii are departe, nu s-au întors de până țările unde au plecat, a rămas singură. Are bani, dar nu poate. Și atunci, în scara blocului, mă duc eu la bătrâna de la parter sau de la etajul 1, că n-are de niciunul să o întreb. Îți trebuie ceva, n-ai ceva, uite, dăm ce-ți cumpăr, îți cumpăr și ți-aduc. Să încercăm să fim voluntari în jurul locului unde locuim, în jurul locului unde ne petrecem timpul. Și dacă vom face lucrul acesta, să știți că contează enorm pentru cel din jurul nostru. Noi la primărie încercăm să găsim cazurile în care sunt izolate, cazuri în care chiar n-au pe nimeni și chiar nu vine nimeni să-i ajute. Am văzut multe probleme cu aceste persoane care trebuie să-și ia medicamentele. Și trebuie să treacă prima dată pe la medicul de familie, să-i vizeze nu știu ce, după aia să fugă dincolo. Am văzut că sunt persoane care folosesc același tip de medicament și nu se găsește. Și toată lumea spune, unde găsim? Hai să vedem, de unde găsim, să-i luăm persoana respectivă, că nu mai are. E o problemă, dar eu sperăm că, cum să zic, ușor, ușor, vibrând și simțind alături că suntem în mijlocul unei comunități, vom trece și peste aceste probleme. Eu îi felicit încă o dată pe acești tineri, pe acești voluntari și nu numai tineri, mai sunt și persoane. Unii încearcă să-și facă campanie, unii încearcă să-și facă eu știu, un pic de imagine. Ok, fiecare stabilește, își fac poze. E bine, e bine să pozezi pe cine ai ajutat acolo ca să avem în arhiva noastră, să avem acolo. Da, da, da. Să vadă că totuși activitatea cineva s-a voluntar, mișcat, a făcut ceva pentru comunitate până la urmă. Cum stați cu cei care donează? Data trecută erați foarte variante. Supărat pe lanțurile, mari lanțurile. E vorba românească, tot săracul ajută. Ăla bogat niciodată nu o să înțeleagă că cel sărac are și el nevoie. Au răspuns foarte multe firme de catering, firme care au spus ok, la sfârșitul zilei gătim, mai avem ceva, ne rămân 2-3 porții de mâncare, hai să încercăm să ducem acele porții de mâncare. Sună, au intrat și ei voluntarii în acest grup al voluntarilor și da. Când au seara la ora 7-8, când au terminat și au 2 porții de mâncare, de ciorbă sau de ciorbă mai avea, stabilesc unde mergem acolo, să duc și le duc acele porții mâncare caldă să aibă persoana respectivă să treacă. Deci mai sunt și firme, magazine. N-am întrebat, am zis că săptămânal o să iau situația și o să văd. Da, sunt firme care sprijine financiar prin DAS, prin Direcția de Asistență Socială, prin acel compartiment care l-am înființat. 1000 de lei, 500 de lei în alimente, în bani, cu banii cumpăr imediat alimente, să duc, le iau de la producători, le ținem undeva la piața de pește, avem o celulă frigorifică la 4 grade și ținem toate produsele acolo. Cei de la, v-am spus atunci, de la zona liberă, de la Best Travel, ne-au adus dulciuri. Le vom da săptămâna viitoare, pentru că este săptămâna Paștilor și
E bine să-i dăm copiilor. Sunt pentru așa și o să identificăm în, în familiile care sunt cu mulți copii, v-am spus, în situații de risc, să aducem acelor copii, pe lângă alimentele care le vom duce, și o bucurie dulce. Da, e, spunem că e momentul potrivit, aș spune eu, în emisiunea viitoare, să le și spunem numele celor care, firmelor care donează, cei care doresc, sigur. Pentru că, iată, sunt, exact cum spuneați, săracul dă mai mult din sărăcia lui decât dă bogat. E banul văduvei acolo care valorează mai mult decât banul bogătașului. Pentru că văduva, era în scriptură, rămânea fără mijloc de trai. Bărbatul era cel care aducea bani. Deci când se spune banul văduvei, este banul la ultim rămas. Adică e pentru supraviețuire ta ca femeie. Și atunci, mai repede a dat banul văduvei, are o valoare mult mai mare, pentru că este singurul mijloc de existență față de banul celui bogat, care oricum îl are și prisosește. Da, avem Fulger Dragoș, văd care două nu prea le înțeleg. De la Nădlac se pleacă în convoi pe anumite zone din țară, dacă vin și în Giurgiu, spune el, dacă știți, cunoașteți. Și mai are el un comentariu aici: România este țara tuturor hoților, trebuie guvernul să se implice pentru strictul necesar igienei populației. Așa este, parafrazând o expresie plăcută unor oameni sau niște cânte, niște manele, fără număr, fără număr. Vin foarte mulți, foarte mulți. Deci, în acest moment, capacitățile de cazare din municipiul Giurgiu sunt la refuz. Sunt pline ochi. Avem din 350 de persoane în tot județul, 270 sunt în municipiu. Deci toate unitățile de cazare din municipiu sunt pline. Prietenia, Hotel Sani, Andaluzia, Hanul Cosminului și Riviera. Și am înțeles că astăzi toți cei care au venit azi noapte urmau să fie până s-au umplut toate celelalte și acum am înțeles că s-a luat și Hotel Vlașca. Deci prin centrul orașului. Da, Hotel Vlașca, care nu dar cred că n-au găsit o altă. Au luat în nordul județului, unde au găsit pe autostradă, au refăcut tot. Da, din păcate... Asta se întâmplă. Și dacă va ajunge, o să vedeți, dacă se va ajunge la un moment critic, ați observat că s-a luat o decizie să se rechiziționeze tot ce înseamnă spații de cazare. Deci nu mai discutăm dacă vrei. Da. Discutăm. Există ordin militar. Mă gândeam și puneam întrebarea așa, că am învățat sau le-am trăit așa, că există ca și posibilități când eram în armată să vii și armata să rechiziționeze tot. N-am crezut că voi trăi ziua să văd acest lucru. Uite că s-a realizat acest lucru acum. Și vor mai fi loc, deci vor intra în județ, Comana și toate celelalte locații vor intra, sigur vor intra și le vor rechiziționa. Acum au luat pe baza liberului accept. Dar când vor ajunge, vor intra masiv și vor zice nicio problemă, intrăm. Deci, la modul cum intră în țară și cum vin din străinătate și în general din Marea Britanie și Italia, vin foarte mulți, eu mă uit pe listă, teareme că vor lua tot ce se poate unități de cazare în țară, pentru că e bine să-i țină în carantină. Da. Care e condiția ca... știu eu, situația în Giurgiu, municipiul Giurgiu, să nu degenereze. Zilele trecute au băgat pui vii pe undeva pe aici, la lumea s-a înghesuit, la modul efectiv s-a înghesuit acolo, am văzut și eu pozele, am stat de vorbă cu cineva care a fost acolo. Care e condiția ca situația să nu degenereze în Giurgiu, să nu ajungem un focar? Trebuie, la modul clar, deci nimic în lumea asta nu s-a făcut benefic democrației decât cu legi dure și cu aplicarea lor și amenzi. Acolo unde au văzut că s-au înghesuit, stătea polițistul. Prima dată le spunea: vă rog frumos treceți, că au trecut o groază de polițiști. Da. Era chiar lângă sediu poliției. Treceți un pic. Sau există o obligație.
Îi dădeai acelei firme care vinde pui sau care vinde orice produs și permite să se aglomereze, te dai o amendă serioasă și vedeți cum se conforma. Nu e greu să-ți iei un spray și pe spațiu care l-ai destinat vânzării sau înainte, să faci niște cerculete. Și să faci din metru jumate în metru jumate cerculete. Și să-i spui, fraților, v-am făcut. E obligație. Nu mai e lăsată la latitudinea dacă dorești recomandare. Nu. Și noi la primărie ne-am cumpărat niște autocolante și le-am lipit. Distanța 2 metri, cei care vin la relații cu publicul sunt obligați să păstreze acele lucruri. Am pus afiș. Nu respectă, vii tu polițist și dai amendele ăla. Nu am îndeplinit eu cerințele, îmi dai mie. Și acea firmă și toată lumea trebuie să stabilească locurile, să-și facă cerculețe, să spună, bă, astea sunt. Am văzut în piață, iar a trebuit să fac piață. Acum ce să nu vă... Vedeți, dumneavoastră discutam, mai și glumim un pic, dar e bine să mai păstrăm tonusul mai spre... Mai ridicat, așa. Bă, da, spre optimism, pentru că altfel o luăm razna cu capul. Dacă... Și am văzut în piață trase dungi. Adică pentru primul, spunea, un metru jumate, adică să nu stai unul lângă altul, să respecti. Da, da. Sunt realizate, e obligație. Am văzut, vă spuneam că ieri am început de vreo două săptămâni, fac piață. Listuță, frumos, nu făceam lucrul ăsta înainte. Știuță. Începem ușor, ușor, lucruri pe care nu le mai făceam de foarte multă vreme, începem să le facem. Eu știu, activități pe care nu le mai făceam. Da. Faptul că stăm acasă, weekendul stăm cu familia... Gătim, mai ieșim la un grătar, mai discutăm. În sfârșit socializăm mai mult cu familia. Da, 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 păi n-ai încotro. Te învârți în același spațiu, trebuie să stai de vorbă, că nu o să stăm cu ochii în... Și vă spun că va cădea și accesul la internet, să vezi socializare în familie. Întrebare. Ana Maria Ion. Domnul primar, cu locuințele sociale ce se mai aude, că am dosar de 6 ani, am venit la audiență de nenumărate ori. Ana Maria Ion. Dacă are dosar sigur în listă și dosarul e complet sigur în listă, dacă este în listă tot ce a fost în listă și au avut punctaj care să permită să beneficieze de locuință socială, au primit locuință socială, cei care au avut ANL-uri au primit ANL-uri. În acest moment trebuia să începem din 2019, în 2018 am început reabilitarea celui de-al doilea cămin din tineretului C1. L-am oprit pentru că în 2019 n-am primit bani deloc de la guvern la vremea respectivă, dar abia ne-am închis cheltuielile. Anul acesta am început să demarăm partea de tot ce a însemnat expertiză ca să facem golurile în acele structuri și ne-am oprit din cauza de bani. Deci sigur nici anul acesta nu vom termina cele 56 de locuințe care le aveam în tineretului. Avem două proiecte care au trecut de toate fazele la Ministerul Dezvoltării pentru 55 de locuințe în Obor și 20 de locuințe sociale în Istru. Acum așteptăm să vedem când s-or finaliza, dacă mai păstrează prioritățile pentru acest lucru sau s-ar putea guvernul să zică oprim orice investiție în ANL-uri și în locuințe sociale și ne apucăm să ținem banii pentru cheltuielile care le avem. Ține de guvern în acest moment, nu mai ține de noi. Și de noi ține pentru cine 56, dar v-am spus, atâta timp când nu avem surse financiare, mi-e greu să le spun un termen. Dar ce pot să le spun ferm este că vom păstra ordinea din liste aprobate conform punctajului aprobate de Consiliul Local. Nu vom face nici cea mai mică abatere de la lege. Și atunci au posibilitatea să beneficieze de locuințe sociale. Nu știu dacă depinde de dumneavoastră, Dumitru Luminița spune că ar fi benefică impunerea purtării măștilor și a mănușilor, nu doar recomandare. Unele persoane doar așa reacționez. Da. Haideți să vă spun, la ora 2 este ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și se va lua decizia de a se purta, nu obligatoriu, ca și recomandare pe stradă, va fi obligatoriu în toate instituțiile publice. Deci recomandare pe stradă și în toate instituțiile publice obligatoriu. Nu este confortabil. Și eu am, o port când ies afară, când interacționez. Aici avem distanța mea măsurată. Da, distanța e sigură. Încă n-am făcut cerculețele, dar
Nu avem unde să mergem cu scaunele. Nu, o să ajungem să punem un plexiglas între noi ca să nu mai fie problemă. Da, este o, vedeți cum ne schimbăm un pic percepția. La început spunea, nu trebuie mască, trebuie dacă doar dacă tușește, dacă faci. Ușor, ușor ne-am dat seama că trebuie. Da. Dima Costel spune că noi nu avem bani să facem piața, ce le dăm la copii să mănânce, domnule primar? Da, dacă nu aveți bani, mergeți și, da, și sunteți apt de muncă, mergeți la Giurgiu Servicii Locale, asigurăm muncă de zilier, ceea ce încasați în ziua aceea, mergeți și cumpărați de mâncare copiilor, e obligația dumneavoastră să vă întrețineți familia, să găsiți orice formă de a munci undeva și a vă întreține familia. Am venit cu acest eu știu, sprijin prin muncă să puteți să vă întrețineți familia. Este mai onorant pentru cineva care este apt de muncă să-și câștige prin muncă cele necesare traiului familiei decât să stea acasă, să uite în lungul străzii, o veni de la primărie cineva să ne aducă. Vom merge în prima fază către acele persoane care nu sunt apte de muncă, care sunt în vârstă, care nu au posibilitatea să muncească, care nu au pensie mică, au pensie mică sau mai deloc, și atunci vom merge pe aceste categorii defavorizate. Avem aprobate 5.000 de pachete alimentare în valoare de 100 de lei fiecare. Să sperăm că până miercuri, joi, se va finaliza licitația și vom începe de la sfârșitul săptămânii acestea și spre săptămâna viitoare să distribuim aceste sprijine financiare în alimente. Românul este totdeauna cârcotaș și general giurgiuveanu excelează prin asta. Am auzit până oraș că nu le dau decât în săptămâna Paștilor, ca și cum ar fi cadouri și ajutoare de campanie electorală. Oameni buni, nu e vorba de campanie. Procedurile de licitație sunt atât de nevoioase și de greu de îndeplinit, încât și dacă mi-aș dori de astăzi pe mâine, nu se poate. Deci nici acum, dar a trecut aproape o săptămână de când am aprobat în ședința de Consiliu și nici acum nu am finalizat licitația ca să realizăm aceste pachete alimentare pentru persoanele aflate cu un grad de risc privind traiul. Ana Maria Ion vă dă o replică. Sunt locuințe libere, de ce nu vreți să ne dați, să le dați de la Istru? Da, sunt locuințe libere, lăsate și recuperate de la persoane care le-au avut și le-au făcut zob. Le-am recuperat, am intrat să le refacem, să revizuie și se vor da în funcție de listă. Dacă doamna mă aude, să-mi spună la ce poziție se află în listă și o să-i spun dacă are șanse în primele 7 care le avem aproape gata ca să le dăm sau intră mai departe de 7 și atunci ok. Da. Dorondoc Corni, și pe stradă trebuie obligatoriu să se poarte măști pentru că lumea nu înțelege, merge în magazine, nu știi cu cine ai contact. Stimați cetățeni, ce vreau să spun, dacă vezi un inconștient, nu te transforma și tu la fel. Da, păstrează distanța. Păstrează tu distanța față de el. Dacă ăla nu-l duce capul și vezi că nu se protejează, n-are mănuși, n-are mască, cine te obligă să te împingi în el? Stai la distanță tu față de el. Ia-ți tu măsurile de prevenție, ia-ți tu măsurile de siguranță. Dacă ăla nu-l duce, lasă-l pe el în plata Domnului. Domnule primar, pornesc de la o... De la o vorbă bătrânească, țara piere și baba se pieptă. Și vă dau niște nume. Motreanu, Bădălău, Alexandru Andrei, Marian Mina chiar, nu știu, sunt mai multe nume. Oamenii ăștia n-au înțeles că țara piere și ei se piaptănă pe Facebook în fel de fel de declarații politice. Ba că tu ai făcut, ba pamătii, ba că tu n-ai făcut, ba că... Ce rost are lupta asta politică? Aiurea în tramvai în aceste momente. Sunt oameni politici. Politicienii trăiesc prin politică. Dar nu poți să-și dea mâna, e o situație, e o criză care se va prelungi până la sfârșitul lunii mai. Adică eu cred că ei își dau mâna. E ca și unde? Fotbalistul acela. Ca și fotbalistul. Doamne, cor la cor nu scoate ochii. Ca și fotbalistul acela pe teren să bată acolo, după ce s-a terminat meciul, să duc la un șpriț împreună sau să duc și fac un grătar.
În viața de zi cu zi, aceste persoane socializează, aceste persoane discută, aceste... E luptă politică dusă la extrem într-o perioadă în care chiar nu și-are rost, nu și-a găsit momentul. Dar să merge pe principiu că dacă nu vin și fac luptă politică, mă uită lumea. Și atunci nu e bine. Dar nu e momentul pentru și asta. Fă altfel, du altfel lupta asta politică. Niciodată n-a fost. Nici la colectiv n-a fost momentul și ați văzut cât s-a politizat toată treaba. Și niciodată nu o să găsiți. Și nu oriunde în lumea aceasta. Lupte politice există în perioade de criză. Mai rău. Pentru că atunci îl găsești pe celălalt slăbit și începi să te dai tare. Ok, trebuie să existe... La un moment dat trebuie să existe o verificare din afara sistemului. Totdeauna. Uitați-se pe Toma Petru. Da. Totdeauna. E bine să ai un guvern umbră, cum se spune, adică să-l urmărească pe celălalt, să-i cuantifice greșelile, să le expună cetățenilor și cel mai bine, până la urmă, benefic pentru o democrație este că acea persoană care este la conducere să realizeze că a greșit și să-și îndrepte greșeala. Altfel, dacă nu ai o opoziție, să ți se pară că tu ești cel mai frumos, cel mai deștept. Numai că opoziția trebuie să fie constructivă. Mai ales în perioada aceasta. Sunt politicieni. Nici nu mai știi în perioada asta cine e în opoziție, cine e la putere. Se comportă invers. Domnul Diaconescu, băgați în administrație și să gestioneze faptul că trebuie să iau o groază de măsuri și nu au bani, sunt impuse aceste măsuri să le ia administrația locală fără să li se asigure resursele financiare și să trebuiască să te descurci cu ce ai. Este ca un exemplu așa la nivel mai jos. Noi bărbații ne certăm că n-am făcut ca nu știu ce și femeile nu știu cu ce să pună seara pe masă. Dar nu e treaba noastră a bărbaților, e treaba femeii să descurce ea ce are de pus pe masă. Da, noi trebuie să ne batem pe stradă. Comparație, aici ne aflăm. Dom'le, noi în administrația locală suntem în imposibilitate de a asigura sursele financiare pentru tot ceea ce ni se impune. Suntem la stadiu în care, sau în situația acelei femei care exact nu știe ce să pună pe masă, au copii în jurul familiei, toată familia și soțul pleacă în oraș să facă la împoiana lui... Iocan să facă politică. Da. Să bea o țuică și să stă. Și acasă ea nu știe cum să... Cam așa ne aflăm noi în administrație. Sunt probleme foarte mari. Luna aceasta ne-au venit cotele IVG-ul și avem cu aproape 12% mai puțin. Încasam cam 3.950.000 lună de lună. Am încasat 3.500.000 și un pic. Mai puțin cu vreo 450, deci cam 12%. Mai puțin. 12% pare în cifre absolute puțin. 5 miliarde mai puțin, mare lucru ce... Trebuie să faceți față la niște provocări. Da, am 10 miliarde care trebuie să iau din bugetul primăriei nu știu de unde și să plătesc însoțitorii persoanelor cu handicap. Adică jumătate din sumă. Pe lună dumnealor au aproape 20 de miliarde, jumătate din sumă noi trebuie să o susținem. Și stai și te gândești de unde? Da. De unde îi pui acești bani? Pentru că sunt salarii. Omul ăla nu îi spui că îi faci un hatâr. Omul ăla trebuie să-și ia. Sunt 1200 de familii care stau în acești bani de la municipalitate. Trebuie să pui, să asiguri tot ce e nevoie și pentru aceste servicii publice. Că orașul trebuie să funcționeze. În casă zici, am tras o plână, am închis un pic căldura, am oprit lumina și stau acolo și vegetez. Stau la... Nu mai cheltui mult, nu mai fac cheltuiel, nu mai stau asta și aștept să liniștească treburile. În administrație trebuie să funcționeze tot. Și transport, și căldură, și, eu știu, marcajul în oraș, și toată partea aceasta cu dezinfecția. Apare dezinsecția peste o săptămână. Avem spațiile verzi. Sunt lucrări care se fac în perioada aceasta. Trebuie să facă. Trebuie să facă. N-ai cum să nu le faci. Paza publică. Vedeți seama că nu poți să trebuie să păzești domeniul public, să ai paznici ca să păzească domeniul public. Nu poți să-i scoți. Poliția locală trebuie să țină acum să meargă cu cei de la Național. De la Națională. Deci sunt lucruri care trebuie să funcționeze. Nu poți să zici, băi, trimite acasă pe toți. Da, este pentru prima dată și vă spun că ne facem socoteala financiar să reducem timpul de muncă cu 25%. Adică am încercat să căutăm în legislație. Pentru personalul contractual pot să reduc câte 2 ore pe zi. Nu mai vin la muncă decât 6 ore. Pentru personalul cu funcții publice,
funcționarii publici, nu pot să fac, că sunt guvernați nu de codul muncii, ci de legea funcționarului public. Și atunci trebuie să mă duc în legea funcționarului public. Și singura formă care am găsit-o, și astăzi o să semnez decizia, o zi pe săptămână, reduc programul de muncă cu o zi pe săptămână. Deci o zi pe săptămână nu vor lucra. Aranjăm în așa fel încât fiecare persoană, să, unul să înceapă luni să nu vină la muncă, unul marți, unul miercuri, unul joi, ca să avem asigurate toate serviciile primăriei, toată funcționarea primăriei, să nu aibă probleme. Și din acest lucru va rezulta o reducere cam cu 20-22%. La Direcția de Asistență Socială, la fel, avem persoane care vor intra în acest ciclu. La Centrul Cultural Ion Vina o să-i trimitem în șomaș tehnic plătit de stat și avem o economie. La CSM Dunărea Giurgiu intră deja în șomaș tehnic și sunt plătiți de stat. La poliția locală nu avem încotro, trebuie să funcționăm cu întreaga capacitate. La pază publică cu întreaga capacitate. În perioada aceasta în care s-a umplut orașul de persoane venite de afară, nu sunt valorile care le-ați arătat dumneavoastră, că acelea erau cu mașini serioase, care erau la... Păi toate mașinile din parcare, vreau să vă spun că sigur valorau cât clădie. Oamenii aceia vin și cu bani și o să consume de municipiul Giurgiu și o să aducă prosperitate municipiului. Vă spuneam că nu la toate societățile, la Giurgiu servicii publice. Cum să reducem activitatea când acolo mai ne trebuie cu oameni? Gândiți-vă că acum se acționează cu 15 oameni ca să asigure dezinfecția scărilor de bloc. Săptămâna viitoare vom intra cu dezinfecția de țânțari la subsoluri de bloc, pe scările de bloc. Deci sunt lucruri care trebuie realizate. Da, și fără bani. Ela spune aici că ați ocolit răspunsul cu deșeurile de la centrele de carantină. N-a fost o întrebare cu deșeurile de la centrele de carantină. Dar pot să vă spun, la centrele de carantină până acum toate deșeurile sunt deșeuri considerate periculoase. Ele se pun în containere separate, se pun în saci din fiecare cameră pe care sunt inscripționați și s-au lăsat toată perioada aceasta, nu s-au ridicat. Am semnat contract cu o firmă care elimină aceste deșeuri prin ardere, dar în acest moment trebuia să plătim noi pentru aceste. Guvernul și-a dat seama că a lăsat această problemă nerezolvată și ieri am primit un ordin în care din cheltuielile care sunt pentru acele decontarea celor cheltuieli cu cazarea și cu tot, din acești bani se vor plăti de către operatorul respectiv și distrugerea deșeurilor. Așa că aceste firme vor întocmi dumnealor contract cu acest reciclator și le vor distruge prin cheltuielile proprii. Luminița Ciobanu vă laudă pentru răspunsul de la partea politică. Genial răspuns, domnule primar. Cluve Cazac cu Cătălina. Domnule primar, referitor la mască, noi când vedem un inconștient fără mască, păstrăm distanța, dar el ne purtăm mască, împrăștie virusul pe suprafețe, produsele pe care noi le atingem la intrarea în magazin. Răspunsul ați dat mai devreme. Magazinele vor fi obligate, cred că de astăzi, cei care intră fără mască să le asigure mască și la fel alte... Vor fi niște decizii luate la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și aici aș vrea să fac o remarcă și până la urmă o lămurire pentru cetățeni. Mi se stabil, pe bună dreptate, omul are legătura cea mai bună cu primarul și el vrea de la primar să se rezolve și treaba aceea și pe bună dreptate. Primarul este, cureaua de legătură între stat și administrație și cetățean sau puntea de legătură. Și spune, domn primar, trebuie să nu ne mai permitem. Sau de ce le-ați permis celor de acolo? Sau de ce n-ați făcut asta? Sau luați decizia să închideți orașul? Luați decizia să toată lumea să poarte mască? Câteodată mi-aș dori să am această putere, dar nu o am. Legea spune clar, comitetele județene pentru situații de urgență au niște prerogative. Ei pot pune în aplicare... pun în aplicare deciziile comitetelor naționale pentru situații de urgență, dar au putere să iau anumite decizii care privesc activitatea în județul respectiv. Primăria
poate să meargă la anumite ceea ce ține de administrare. Dar partea aceasta de legislație, de aplicare a legislației de la nivel național către județ, o are prefectul. Prefectul este reprezentantul guvernului și autorității statului în teritoriu. Și doar guvernul poate, guvernul prin prefect poate stabili niște reguli care să aibă statut de regulă și de punct de obligatoriu, da, de chiar obligativitatea de a purta, da, mască pe stradă și așa mai departe. Acest lucru pot să o dau la nivel, am văzut în țară, Buzău a zis, domne, în municipiu toată lumea trebuie să poarte măști. Oricine poate să o conteste. Da, da, da. Că, bun, ok, nu por mască. Și ce, care e măsura? Cine, care este măsura coercitivă? Pentru că o să spună polițistul, îmi pare rău, dar nu e o decizie a comitetului județean pe care noi trebuie să o punem în aplicare. E comitet local. Îmi pare rău, n-am ce să-i fac omului acela. Chiar dacă noi am dat-o imperativ, n-are nimeni cine să... Da, și atunci se creează o confuzie. Cine are voie, cine n-are voie, dar de ce ăla n-are voie? Nu rezolvăm nimic. Încercăm să ținem legătura și țin foarte bine legătura cu doamna prefect. Nu că coabităm, conlucrăm destul de bine. Pe orice problemă căutăm soluții. Cred că am fost la nivel de administrație cam între primii care am cerut să fiu în acel comitet județean cu statut de invitat, dar vreau să am informația și să da, nu da, mă trezesc la sursă, în presă. Sigur, da. Domnule primar, Ana Maria Ion, și ultima chestiune de pe site. Ana Maria Ion spune că este cu dosarul la poziția 114 și dacă are vreo șansă anul acesta, zice mai departe, iau de la gura copilului să plătesc chirie o locuință. Deci o locuință nu puteți să-mi dați? 114 din 135 sau 140 și ceva că sunt în listă, eu îi garantez că dacă are o familie numeroasă cum are și dosarul avea de 7 ani, cum spunea, de 6 ani, sigur e la o poziție mult mai mare. Sigur. Numai că au a fi avut dosarul de 7 ani, dar l-a completat anul ăsta. Sau l-a completat acum un an, că dacă l-avea de 7 ani, sigur, sau de 6 ani, ajungea sigur. Pentru că îmi spune că e o familie numeroasă cu copii și atunci trebuia să aibă un punctaj mult mai mare. La 114, mi-e greu să spun că vom avea, v-am explicat în ce, stans, în, da, în, da. Ce, în ce stare sunt. Nu, cred că anul ăsta nu vor avea decât cei de unde recuperăm. Da. Domnule primar, spuneați că o să stați mai puțin la începutul emisiunii, s-a dus deja o oră. Discutam de resetare și restartarea modului de viață a fiecăruia dintre noi și de schimbarea obiceiurilor. Dacă până acum, perioada aceasta, eram obligat, mai mă duceam și la București, o viață tumultoasă, acum programul este casă, primărie. În primărie am două vizite pe oraș, una pe la 10 până pe la 11.30, 12 la lucrări. Vin în primărie până la 1-2, semnăm tot ce avem și de la 2 mai dăm o tură pe lucrări, așa, pe la lucrări, până oraș. Nu prea mai avem activitate din aceasta, eu știu, extra. Mai stai pe la ministere, te duci după proiecte. Proiectele europene merg în continuare. Începem să ne obișnuim să lucrăm online. Am fost obligați să facem acest lucru. Ni s-a părut greu la început. Vezi că se poate. Au început și elevii. Mi-e teamă că vom ajunge, vom ieși în situația de criză și o să zicem, dar de ce trebuie să mai facem atâtea activități împreună când putem să le facem online? Facem, ținem ședințele de Consiliu online. Mâine avem ședință de Consiliu ordinară. Deci începem ușor, ușor să vedem viața și altfel. Dima Costel, anonim am o întrebare. Dacă ne scoateți la muncă, nu riscăm să luăm virus? Nu. Că păstrăm distanța și cei de acolo au și mănuși și mască, așa că nu, niciodată nu o să fim aglomerați. Și vă spun eu că virusii stau până oraș, pe aici, pe câmp, pe unde mergem noi să strângem peturile și astea, nu cred că sunt virusi pe acolo. Natasha Beanu, și promit că e ultima întrebare, dacă nu mai pică ceva între timp, Natasha Beanu spune, domnule primar, când s-a terminat carantinarea la Motel Cosmo, ați făcut dezinfecția după 24 de ore. Noi, ca și vecini, am stat cu teamă până ați făcut dezinfecția. Acele mașini au fost parcate la o distanță foarte mică de gardul nostru. Trebuia să stăm cu teamă sau nu? Vă mulțumim. Din ce înțeleg eu, deci nu de s-a terminat carantinarea, după ce i-au adus, cred că noaptea i-au adus, a doua zi pe la prânz s-au finalizat. Da, pe la nici două s-a făcut știam, nici măcar nu știam. Mie îmi sosesc informările de la CJSU.
de la Comitetul Județean la sfârșitul zilei. Faptul că suntem pe Facebook cu doamna Beanu, toate nemulțumirile dumneai vis-a-vis de Hotel Cosmo le știu de mult. Și e o ceartă acolo destul de aprigă între ei. E treaba dumnealor să-și o rezolve, dacă nu prin eu știu, amiabil, în instanță, e fără nicio problemă, acolo vor ajunge. În ceea ce privește partea aceasta cu carantinații, cu persoanele în carantină, atunci când am aflat și mi s-a spus că au fost, am sunat la Giurgiu Servicii Publice și am spus să treacă în lista unităților care sunt cu persoane în carantină și Hotel Cosmo, deoarece azi noaptea au fost aduși. Și în ziua aceea, și Sani tot în ziua aceea a intrat și atunci am mers și am dezinfectat în toată zona respectivă. Stimată doamnă, după cum ați observat, dumnealor nu sunt bolnavi. Nu sunt purtători sau sunt posibil purtători de virus. Distanța între persoana dumneavoastră sau casa dumneavoastră și locul unde sunt ei cazați este foarte mare. Dacă ați observat, distanța minimă între două persoane, chiar dacă unul e purtător, trebuie să fie de 2 metri. Faptul că a lăsat mașinile aproape de gardul dumneavoastră, faptul că orice mașină poate să treacă pe stradă, pentru că virusul poate să-l aibă pe roți. Da, dar credeți-mă că dacă au avut virus pe roți luat din Anglia până a ajuns cu el aici, s-o mai fi trecut el prin zone unde s-a dezinfectat sau s-a dus naibii virusul acela. De aceea, eu vă înțeleg teama, e bine să vă luați dumneavoastră măsurile de prevedere și credeți-mă că dacă ați văzut că n-a reușit primăria sau n-a știut să facă, era foarte simplu, stimată doamnă, ca fiind aproape de o zonă în carantină, să aveți un vermorel, să-l înzestrați pe soțul dumneavoastră cu acest mijloc de dezinfecție, hipoclorit, orice formă pe bază de clor, îl dizolvați în apă și dacă dădeați pe gardul dumneavoastră spre dumnealor și pe zona de casă la dumneavoastră, sigur erați protejată mult mai bine și mai repede. În până la urmă, eu repet tot timpul, să ne protejăm pe noi ca să-i protejăm pe ceilalți. Stimată doamnă, n-am vrut să vă răspund pe Facebook, că mi-a spus și mie întrebări de genul acesta. E mult mai simplu să arunci, de ce nu vine primăria să ne facă și nouă în zona aceasta, când putem să luăm, nu trebuie, eu știu, instrumente magice. Mama la țară dădea când vrea să dezinfecteze ceva, mai veneau și la noi pe vremea când eram copil, făcea într-un lighean soluția respectivă și cu mătura stropea și arunca pe peste tot și da. Era lucrul care îl făcea orice femeie. Dacă vedeți că nu vine prin așa, același lucru o spun și multora. Avem programe de dezinfecție în tot orașul, dar el trebuie să-și urmeze o programare ca să putem să cuprindem tot orașul. Nu putem să alergăm dintr-o parte în alta. Și dacă vedeți că nu ajunge la dumneavoastră, încă o dată spun, toate produsele pe bază de clor dezinfectează. Folosiți aceste lucruri, luați că fiecare are acasă clor de albit, clor de nu știu ce produse pe bază de clor, dizolvați în apă și începe să-i stropiți și este dezinfectant pentru tot ce aveți acolo. Da, avem și un contestatar aici, Gușă Pepe, deși nu pune nicio întrebare, ne ceartă. Spune vrăjeală multă fără niciun răspuns concret la un moment dat și după aceea tot el spune, vi se pare că sunt prea relevante și nu aveți răspuns, nu știu de la ce se referă. După care înseamnă că are timp. O fi în izolare sau în carantină și are timp atunci să discute. Da. Ok. Domnule primar... Că dacă stau să mă gândesc dacă e la muncă la ora asta, trebuie să stea la muncă și nu să privească pe televiziunea primar, online. Până marțea viitoare, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, noi suntem aici. Domnule Iaconescu, ne așteptăm la lucruri mai rele. Nu o să ne așteptăm la lucruri mai bune. Atâta vreme cât avem teste puține, totdeauna avem și... încerc să spun adevărul cetățenilor, pentru că e bine să cunoască acest adevăr și să protejeze. N-a fost bine cum au practicat, cum au abordat situația la nivel guvernamental, țină supreși și să nu spună nimic ca să nu creeze panică. Mai repede creezi panică când nu știi decât când știi. Zvonurile se duc. Ceea ce pot să le spun cetățenilor, că nu mai avem niciun focar în municipiul Giurgiu. Am avut două focare, unul pe 25 și unul pe 27. 7 persoane într-o parte, 3 persoane într-o parte. Acestea au plecat la București de la vremea respectivă. Avem în spital persoane infectate cu coronavirus din județ, dar nu avem niciuna de municipiu.
Ăsta este lucru pe care trebuie să-l știm cu toții. Mi-e teamă că nu s-au împlinit încă cele 13-14 zile de la primele persoane care au fost cu infectate. Ar fi trebuit în zona adiacentă, dacă aceste persoane au ieșit când au venit din izolare, au ieșit pe stradă și au interacționat cu alte persoane, se poate întâmpla să mai apară? Domnule primar, o ultimă întrebare, mereu am spus o ultimă întrebare. Puteți să ne spuneți câte teste se fac la Giurgiu? Nu știu. Nu e un domeniu și o zonă în care am informații. Întotdeauna spun și nu m-a interesat să văd. Se fac foarte puține decât ar fi trebuit să se facă. Asta e pentru clar. Pentru că OMS-ul a dat un semnal clar. Testing. Orașul, vă mai spuneam și data trecut, Giurgiu este totuși un oraș omogen. Nu este eterogen, nu este împărțit. Oamenii se cunosc între ei și atunci când apar persoane... aceste persoane, cel puțin care au venit în ultima săptămână, sunt persoane care sunt speriate de ce au văzut în țările de unde au venit. Deci nu sunt persoane care să trateze cu, eu știu, cu nonșalanță. Mare lucru, am venit de acolo, n-am nimic. Da, nu, da, au văzut moartea în jurul lor, aceste persoane. Au văzut oameni care au luat după stradă, au murit, sau colegi, oameni... Și atunci persoanele acestea devin responsabile. Le teamă și pentru ceea ce au în jurul lor. Și dom'le, venim la Giurgiu, da, dar ne băgăm familiile, ne băgăm mama, tata, stați acolo, că noi ușor, ușor ați văzut că intră în autoizolare și încep să sune. Dom'le, am intrat noi, să mă ia și pe mine în evidență cineva, să-mi facă test, să vadă ce sunt, cum sunt. Deci se îngrijorează de starea lui, dar se îngrijorează și de starea celorlalți. Și asta e un lucru bun. Să știți că frica face câteodată... Da, ne responsabilizează mai mult. Are rezultate mult mai mari decât, eu știu, măsurile luate la nivel guvernamental. De aceea, așa, până că a zis ultima întrebare și la mine ultimul răspuns, încă o dată îndemn cetățenii, protejați-vă pe dumneavoastră, protejați-i pe cei din jur și atunci vom trece cu bine peste această problemă. Nimic nu este greu de realizat. Poate doar în mentalitatea noastră că nu pot să fac lucrul acela. Trebuie să-l facem. Sunt lucruri care trebuie să le facem. Poate nu le-am făcut niciodată. Poate niciodată nu m-a interesat dacă scara blocului de la mine în sus e curată. Dar trebuie să fie curată, că dacă virusul nu stă de la mine în sus, virusul stă pe toată scara. Și atunci e păcat să ne îmbolnăvim dintr-o neglijență sau dintr-o lipsă de responsabilitate. Avem cu toții acele substanțe date gratuit de către primărie. Folosiți-vă, oameni buni. Folosiți-vă o lună de zile. Mi se spuneau la blocuri că nu vine nimeni să ne mai ude ăsta, cum covoraș. Este covorașul. Oameni buni, am lăsat la cineva. O să public din nou lista cu persoanele pe fiecare scară de bloc, cui le-am lăsat. Au fost oameni care s-au gestionat în bloc și aici înseamnă pe scara blocului și înseamnă responsabilitate. Și au fost persoane care au refuzat cu îndârjire să ia acel lucru. Păi ce, eu mă oblig eu pentru toată scara? Da, dar poate ai pe cineva mai sus. Nu vreau. Nu poți dragoste cu sila și, eu știu, bine cu sila, nu poți să-i faci cumva. De aceea vă spun, vom trece cu toții cu bine peste aceste probleme dacă vom respecta acele reguli minime de a ne spăla, de a ne proteja, de a ne lua mânuși. Încercați să folosiți genul de mânuși care să vă permită să le refolosiți. Încercați să vă acoperiți fața cu orice lucru. Un batic, o eșarfă. E mai bine decât deloc. Nu aveți să vă luați mască. Nicio problemă. Găsiți o formă de protejare. Gândiți-vă ca și cum ar fi afară vânt și trebuie să vă puneți ceva. Dar e o formă de protejare. Protejați-vă pe dumneavoastră, protejați-i și pe cei din jurul dumneavoastră. Și eu am ferma convingere că nu ne va lăsa bunul Dumnezeu și cu ajutorul preoților, pentru că acum în vreme de criză oamenii își întorc fața către Dumnezeu, oamenii își întorc fața către religie, către un ajutor divin. Vezi că pe pământ nu te mai ajută nimeni, exact. Încerci să te ajute ajutorul divin, te uiți în cer și zici, Doamne, nu mă lăsa. Și am observat că săptămâna aceasta și săptămâna viitoare se fac slujbe în fiecare biserică. Am văzut că s-au scos icoane făcătoare de minuni. Ajută aceste lucruri dacă ai credință. Dacă crezi că te ajută, atunci te va ajuta. Dacă nu crezi și o faci doar așa de dragul că o face și vecinul, nu o să te ajute. Responsabilitatea asta le spun și vom trece cu bine peste toate problemele acestea. Domnule primar, mulțumim pentru răspunsurile pe care le-ați dat giurgiuvenilor. Sper că și cei care au răspuns sunt mulțumiți. Domnilor și domnilor, a fost primarul Nicolae Barbu. Noi ne vom reîntâlni mâine
de la ora 12 la o emisiune cu Mihăiță Grigore, Cappuccino cu Mihăiță Grigore, invitat va fi Marian Mina și, din câte am înțeles, invitat voi fi și eu la emisiunea lui Mihăiță Grigore, așa că ne întâlnim mâine. La revedere, vizionare plăcută în continuare!